stadiul lucrărilor de consolidare, reabilitare, modernizare și extindere a Colegiului Național Iulia Hașdeu, una din cele mai prestigioase unități de învățământ din țară, au fost verificate joi 29 noiembrie de către primarul Neculae Onțanu. În momentul în care s-a început construcția, s-a văzut foarte clar că exista zonă de trecere, exista gol de trecere ca să se poate continua lucrarea, dar probabil acela era zidit. Se vedea foarte clar acest lucru. Așa arăta începutul, vorba aceea, că toată aripa asta este la ora actuală în lucru, liceul desfășurându-și activitatea pe aripa despre Mihai Bravo. Asta este ce era sub parchet, deci toate clasele au avut parchet și la ora actuală se merge pe parchetul acela pe care îl știm, folosit și în spitale și la școli la ora actuală. Asta e partea de decopertare, deci tot ce vedem acum a fost decopertat până la cărămidă, făcându-se lucrurile de consolidare, același lucru cu partea de planșe. Deci s-a decopertat absolut tot, inclusiv șapa, era mozaic, șapa s-a decopertat, iar planșele au fost parte din ele consolidate. Practic, ce vedem noi acum, să ne gândim că această clădire a fost ca o clădire la roșu. Luată exact la faza numai de zidărie, fără niciun fel de instalații. Instalațiile au fost în totalitate dezafectate. Aici putem vedea ce a fost în mansardă. O să mergem și în mansardă. Deci în mansardă, inițial, în expertiză, s-a spus că pereții sunt din cărămidă. Ulterior, în momentul când ne-am apucat ca să se tragă partea de instalații, s-a descoperit că, de fapt, erau niște pereți dintr-un soi de stupit, deci pur și simplu niște talaj îmbinat cu ciment și apoi tencuit. În momentul când îl băteai sau îl ciocăneai, nu părea într-adevăr. Părea, ai fi zis că, într-adevăr, e din zidărie. Așa arăta mansarda. Mansarda este folosită cămin. Deci ea de la început a fost cămin și va avea aceeași funcțiune în continuare. Era pe schele de lemn, bineînțeles. Ceea ce ne-a surprins și am avut surprize neplăcute și n-a știut-o nici proiectantul a fost faptul că la cea mai mare parte dintre zidurile, de la parter și mai sus, nu aveau buiandruci. Deci am fost nevoiți să venim cu armătură să creăm buiandruci. Ce era? Ce era? Nu era nimic. Deci era pur și simplu, da, cărămidă și atât. Un lemn. Un lemn. Da. Un lemn. Adică surprinzător, pentru că ușile sunt mari. După cum se vede, noi am păstrat golul de ușă. Și... aici sunt câteva imagini din perioada de consolidare. Deci pereții au fost consolidați în totalitate. Fie cu... de partea veche. De partea veche, deocamdată. Exact. Partea nouă e în totalitate nouă, adică a fost efectiv de urmat ce se vede aici și pornind totul de la fundație. Deci acolo e ca o clădire total nouă. Partea de consolidare constă în armătura pusă pe pereți și apoi torcretat sau turnat beton. E varianta cu torcret, una din clasele ale torcret, următoarea are tub de beton de jur împrejur ca o diafragmă de 15 cm, dacă nu mă înșel, sau mai puțin. Grințile au fost consolidate cu cornier pe unghii și apoi cu armătură care a fost trecută prin planșeu, se vede, și apoi prinsă prin intermediul unor plăci metalice, ulterior cu plasă sudată și turnată suprabetonarea. Aici sunt deja câteva imagini din perioada lucrului la corpul nou. E vorba de planșee, da? Deja clădirea care s-a înălțat. Iar aici sunt câteva imagini de la acoperiș. Deci vreau să spun că aici edificia, pot să zic că ne-a făcut o surpriză deosebită prin faptul că nu au lucrat numai pe partea de acoperiș, care era partea dinspre Ferdinand, așa cum trebuia, ci este tot acoperișul făcut la ora actuală. Noi aveam probleme mari. În condițiile în care nu se făcea așa, eram nevoit ca în iarna asta să tot intervenim la acoperișul care era într-o stare proastă și fulgea în clasă. Schele s-a dat se vede? Partea da. Acolo. Da.
Mai mult chiar, în partea asta, nu cred că ați putut să vedeți, dar acum au dat schelele jos și iar bucata de fațadă este făcută deja pe partea asta, pe clădirea veche, ca să zic așa. Hai să vedem acoperișul, putem vedea și noi afară. Asta a fost zona cea mai dificilă, sincer să fiu, cele două turnuri de la intrarea principală, unde a fost nevoie de schelă deosebită și de lucru mai greu, ca să zic așa. Iar aici sunt câteva imagini din partea deja finisată, ca să zic așa, și pe care vom vedea de acum, în momentul când mergem. Din punct de vedere al părții de extindere. Partea de extindere are, în general, partea de laboratoare. Deci, pe lângă consolidarea și extinderea, asta este zona de extindere, nu știu dacă se vede, până aici. Aici e scara pe care noi am intrat acum și asta este zona de extindere. Este, în general, dedicată laboratoarelor. Deci, liceul va beneficia de niște laboratoare ultramoderne. Este vorba de laborator de mediu, laborator de electronică aplicată, laborator de... ce mai avem? Chimie. Nu, laborator de științe exacte, care cuprinde laborator de chimie, de fizică, de biologie. Deci, o chestie mai complexă, plus extinderea laboratorilor de informatică. Deci, la ora actuală, liceul dispunea de două laboratoare de informatică, deci acestea vor fi extinse mult mai mult. Bineînțeles că tot ce înseamnă instalații a fost reabilitat în totalitate, deci a fost desfințat tot ce înseamnă parte de scurgere, de curent electric. De asemenea, se va vedea cu internet, cu fibră optică, tot liceul. La ora actuală, lucrările de canalizare au fost executate deja, deci liceul, la ora actuală, toate apele sunt preluate de către noua canalizare. Urmează ca dotările să fie făcute după ce liceul va prelua acest spațiu și după ce vom face și celălalt, pentru că altfel sălile de clasă vor fi folosite pentru, strict pentru lecțiile de respectiv. Aș vrea să vă las pe domnul Tarța să vă spună câteva elemente legate de partea asta de consolidare, ce a constat și care au fost dificultățile, ca să zic așa. În parte, domnul Țeancu a prezentat soluțiile de principiu. În fiecare bară, proiectantul a prevăzut două tuburi de beton care s-au dus de la, de la fundații până sus în mansardă. Două aici, aici. Prima etapă este această zonă, după cum știm. La anul viitor o să intrăm și aici, ca școala să intre. Toți pereții, așa cum a spus și domnul director Jeancu, au fost chiuretați, s-au prevăzut clase sudate și cu torcret. Pentru această lucrare, Edificii a cumpărat o mașină de torcretat, special pentru această lucrare. Cu ocazia aceasta, ne-am mai... Care este metodă mai veche. Da, metodă mai veche și foarte eficientă în cazul acesta. Adică, cu presiune și nu o iei la mână așa, știți? Așa. Deci, în principiu, și două planșe, peste subsol și peste parter, au fost consolidate tot așa, pentru că erau foarte fragile. După cum am fost și se poate vedea la intrare, unde este o placă, deci în 1926, la recepție sau la inaugurare, a fost regele Ferdinand, pe urmă a fost altă etapă cu regele Mihai și, în sfârșit, cu domnul primar Munțanu. Maria, fonduri partea de modernizare care a fost și așa mai departe. Asociere bun. Da, și corectă. Ne-am rugat în acest program de modernizare a infrastructurii școlare pe fondurile europene, patru unități de învățământ. Colegiul Național Iulia Hagea, unde ne aflăm, liceul Cearosetul, unde ați fost și ați văzut, liceul este clădire modernizată, complet și mai departe, mai este sala de sport. Aici, la Iulia Hagea, am construit mai înainte sala de sport și un lucru minunat pentru colegiul. Este un colegiu de prestigiu. Este unul dintre cele mai importante unități de învățământ din București și din și proiectul ăsta este unul dintre cele mai importante. Repet, de asta și noi ne-am axat pe... Este cel mai mare proiect
de modernizare a rețelei de învățământ din București și din România. Așa. Asta este ce valoare are domnului? Valoarea proiectului în totalitate are 48.313.000 lei, din care partea de asistență financiară nerambursabilă de 38.166.000 de lei, da. Contribuția proprie 808.000 lei. Ce putem noi primărea ca peste 20 milioane de euro, da? Da, da. Dincolo la aceea Rosetti, mai puțin de 10 milioane. E mai puțin, da, da. Nu, chiar 10. Mai puțin, e 7 milioane. Dumneavoastră și domn primar. Nu, ăsta este deosebit, e și vorba de lucrări complicate, atâta vreme cât e vorba de consolidare. Sincer să fiu, lucrările s-au desfășurat formidabil, pentru faptul că au fost complicate, adică să iei de jos de la fundația, pentru că consolidarea a pornit de jos, iar partea de clădire nouă, care ați văzut, e mare, nu este vorba doar de o mică anexă, a constituit o lucrare dificilă. Stau să mă gândesc că chiar din punct de vedere al lucrărilor care s-au realizat în vei, nu știu dacă e vreuna de dimensiunile astea. E adevărat că și Cantemiro a fost consolidat, dar eu am văzut ce lucrări s-au făcut acolo și nu se compară cu ce a fost aici. Consolidare plus lucrări noi, ce avem cel mai mare program de organizare a infrastructurii educaționale. Și ne-am apreciat implicarea conducerii colegiului, doamnei director, care este și dirigintă de șantier. Da. Nu? Cu dânsa am ales și elemente de finisaj, faianță, gresie. Am vrut neapărat și cu domnul Ceancu ca să, pe lângă propunerile arhitecturilor, dar am zis să își dea acordul și pentru că sunt gazele și sunt cei care folosesc. Lucrul care ne-am completat așa și sper să o rezolvăm e faptul că e mai greu lucru cu proiectantul. Totdeauna, nu știu, ar trebui găsit o modalitate ca proiectantul să fie totuși din oraș. Asta este cel mai... problema. E o chestie care... licitații publice care... Sunt publice. Putea să fie și din afară, sigur că da, da. Deci aici, conform contractului, care e termenul de finanță a lucrării? 22 de luni au termen. Și am avut chiar colegi care și-au manifestat dorința să intre în șantier și am fost împreună cu domnul Grigorescu și au vizitat școala. Cred că obiectivul strategic al domnului primar este ca învățământul, în general, din sectorul 2, să reprezinte una din pârghile cele mai importante pentru locuitorii sectorului 2, pentru copiii noștri. Bineînțeles că la loc de frunte va fi și aici unde ne aflăm acum, liceul HD-ul, dar am văzut și celelalte colegi, licee. Obiectivul strategic al domnului primar Oțalu, al echipei sale de profesioniști și al meu personal, este ca învățământul, în general, din sectorul 2, să fie la loc de frunte. După ce am verificat stadiul lucrărilor aici, trebuie să spun că sunt mulțumit de modul în care conducerea școlii împreună cu constructorul a colaborat în această perioadă ca să avanseze foarte mult lucrările. O lucrare de mai bine de 40 de milioane de lei, o extindere, o prelungire a corpurilor de clădire a Colegiului Național Iulia Hașdău. Vor fi laboratoare noi, moderne, săli de clasă, luminoase, o unitate de elită din învățământul românesc,
care sigur va fi și este la nivel european. Dar cu toate modernizările care vor fi aici, trebuie să spunem că ne mândrim. Va fi o unitate de învățământ cu care ne putem mândri oriunde în Uniunea Europeană.